fixării mai pus, sunt la pensie și din anul 2000 am început să scriu și proză și poezie. Acum vă lecturez pentru că tematica este un plan despre toată. O să mă abțez și pe toată. Coborii se adună, încerc, se rodesc, privesc spre lumină, zarea împânzesc. Parcă unde afară, plutește în văzut, cu lumea Doamnei ne iubesc mult. Atent, reascultăm glasul din noi, ne revedem din nou. Iubirea e în mine, iubirea e în tine, iubirea ne aduce lumina din mine. Pentru și culoare în toate sunt funse, iubirea cea mare de suflet pereche. Dacă sunt aici acum, aia ce a venit pe nepregătire. Am nevoie de tine în viață să plinești, călăuză din mine, aștept pe când ești. Alături de poezie, tu poți să domnești, dăruindu-te mie, trăind lucruri firești. Apatic, nu-i niciun rit, vorbind, sperând, trăind, singur poate fi fericit, chipul ambilor luminând. Filozofii vorbind, din povești, nu-i adus nimic, dar, în suflet candid, sentimentul crește din mic. Apreciind poezia, zâmbești pentru mine, gândul și prozodia zburând dintre tine. Punând în balanță iconografia, săruți fața din ochi, am înțeles, iubești poezia, păzind profeția prin ochi. Nu mai dați voie, o ultima carte care este la editură, intitulată La Cătunul, o să lecturez o pagină, o poezie. Unde am greșit? Timpul, fără plictis, de așteptat, maternității m-a încredințat, când n-am știut, m-a învățat, când n-am putut, m-a ajutat. Unde am greșit? Drumul singur am decis, modest, mă călăuzea prin un punte radio mă îndemna să nu răspund ademenirilor, greșeam ceva. Monograma, floarea și hena, acoperite nu se puteau vedea, miresei nu scritea, profesia putea să o șteargă cineva, cine greșea. Te-am așteptat, te-am căutat, în viață nu știu de renunțat, m-am ridicat când am căzut, sunt te întâlnesc, îmi doream mult să nu greșesc. Mulțumesc din sufletul realizator. Poetul în cetate este în sufletul meu de când eram student. Am participat încă înainte la cercurile literare sau cenacul literar Junimea Nouă, organizat în fiecare sâmbătă la Casa de Cultură, unde Cioban Izbășescu, Vasile Puțan, dar niște prozatori, Candianu Preceput și alții, ne desfășurăm activitatea acolo. Și de acolo am crescut, ei au venit mai târziu. De acolo, sub ochiul domnului profesor Ciobanu, am progresat, crescut ca poet. Bineînțeles că eu am avut o inițioasă profesională și nu am fost conectat în viața, dar n-am pierdut pasul cu poezia și m-a ajutat în multe. De aceea n-am să vă plictisesc prea mult. O să, pentru că dacă e vorba de toamnă, zic ceva de toamnă și un poem care eu scriu mai mult în vers alb.
Deci clasic și clasic, dar am să, pentru a nu fi confundat cu clasici, cu alți poeți, să nu fug în delirul lor, am căutat ca ideea mea poetică să fie personală, să nu mă confund cu alții, să scriu, să fiu eu în toată așa. Dar vă rog să mă iertați. Acum, așteaptă multe de spus, am și emoții. Însă, tot mai zic ceva, succesul meu se datorează și unui critic literar ca acum câțiva ani, Ioan Bălban, Iași, într-o prezentare, prefață scurtă, Alexandru Dumitru a inventat poemul Rebus. Și de atunci eu scriu Rebusem. Și aici îmi dă voie să zic cum vreau eu. Cum vreau eu, că rebusemul ce e? Ce vrei să găsești cuvintele potrivite să se potrivească în poarta fi. Și hai să încep, ca să închei. Empatie. Toamna încântă în oase. Ție mă destăinui, pentru că melodia inundă numai urechile mele. Și nu știu cum să fac, sau zumzetul acela dezvie spar dulce, topindu-și ceara în scorbura nepotrivită. Dar dacă tu mai să alegi câteva frunze fluierate de aceeași toamnă și le așezi pe rană, în așa încât nerevii să cedeze la sunete, vei înțelege de ce mielcii au adormit în sughițuri, de ce rândunelile au lăsat bănuții reîntoarcei la cui. Dar dacă tu vei reuși să înnodezi în plătitura unor fie încă verzi și îndrăgostite, ori cu privirea să înneci burnița sfidătoare a zilelor reminiscente, vei afla de ce miresmele obosesc alergând spre norii de zăpadă. Dar dacă tu ai uitat când zodia îți numără pașii, rotind arsenalul cu bucurii și tristeți, ca să plătești fiecare clipe din urmă, banalele trece-retrece, îndeamnă-te la cugetare. Ușor, ușor vei calma rătăcirile nervilor, toamna să înceteze muzica din oase. Pentru că știți, a scrie verzi și versuri clasice, aici e tot mai mulți. Dar te duci în altă parte și nu mai ești tu ăla. Mi-aduc aminte că Nichita Stărescu, când am citit eu și i-am citit ouă și sfera așa pe cărți, iar am fost la fere în casa mea. M-a impresionat foarte mult, pentru că el vinea cu ceva care nu mai era. Și eu pe aștept îi caut. Acum să vedeți că scriu și știu să scriu și altfel. Și am numai recent acum Emile Sciani. Dar sunt confundate. Dar pot să scriu și așa. Nu voi sicriu ornat și nici fanfară militară. La căpătei să-mi așezați cărțile de odinioară. Să-mi fie liniștea deplină cu metafora aproape. Să văd cum poezia se înclină sufletul să mi-l adapte. Vă așezați, vă rog, ușor, precum cuvintele în rebusem, să-mi fie totdeauna dor de voi, dar nu ca să vă chem, căci fiecare are o chemare divină, precum cerul la înalt. Mă bucur de cel care are și pentru mine un dor de celălalt. Iată că poezia ca un magnet atrage oameni noi și oameni vechi, da? Deocamdată, oameni pe care deja îi știm, nu am auzit în ordine alfabetică, domnul Ștefan Epure, care ne-a mai citit și anunțată și care ne va spune și acum ceva interesant.
evident, totdeauna am trăit această tinerețe continuă. Și astăzi se împlinește și acest aspect. Mulțumesc doamnei Ștefania Pușcalău, care a inițiat, ca și în cazul poeziilor de Părinte, această întâlnire și care s-a interesat și a dat telefoane peste tot, ca noi să fim aici. E o doamnă excepțională și vă rog să și aplaudați. Cândva, în revista Școlii, Peșel Mare, semnam un neadolescent. Bine, este să înțelege. Deci nu eram adolescent. Nu, Nicolae, cum veneau de azi. Și pentru astăzi încerc să citesc în fața dumneavoastră, că îmi permite mie vederea, câteva poezii care țin de vârsta de început pentru poezie, atunci când poezia înseamnă trăire. Nu neapărat poezie, nu neapărat presupune un auditor. Este foarte bine să excepțional. Povestea ta, povestea presupune, povestești cuiva, dar poezia este trăire interioară și poți să-l susțin singur ție, în continuare. Și este preocuparea cea mai nobilă, iar sentimentul care domină întreaga noastră viață sau ar trebui să domine întreaga noastră viață este iubirea. Fără iubire nu se poate face nimic. Prima poezie dintr-un volum editat în 2000 la editura Restituție din Iași se cheamă Sărutul pe din două. De unde am plecat? De la faptul că sărutul ca și ochii reprezintă căi de cunoaștere și să nu spună mie, verificați cumva treaba asta, dacă prin sărut unul nu trișează. Nu se armonizează acest sărut, totdeauna, sau poate mai târziu. De la această poezie, a plecat această poezie, este scurtă, dar scuzați, eu nu găsesc poezie scurtă și poezie lungă, ci poezie care exprimă sentimente și cu asta bat. Sărutul pe două ne-a strâmburat în suflete un strop de viață și de rouă din care să sorbim până la a doua înviere a iubirii pierdute cândva între unghiul bermudelor fericirii. Este primul. Drumețule care treci. Este fiecare din noi. Am rănit floarea de liniștii și tâmpele bat ca niște clopote de catedrală. Gânduri zdrențuite îmi umplu cu amar potirul speranțelor mele. Miroase arzi de lună și caut balsamul și vântul mă întreabă: tu unde ești? În ce gând durerea florilor gând? O altă poezie care se adresează exclusiv tinerilor, pentru că tot am văzut și la primul, nu că eu n-aș mai putea, că nu văd, dar nu este chiar așa de adevărat că
ce butonați dumneavoastră este perfect. Adică, calculatorul doar te, îți dă o informație. Cultura ce-o faci tu prin foarte multe lecturi și cam asta încerc eu să spun aici. Nu-ți face cultura. Calculatorul te informează limitat. Nu-ți face cultura neapărat. E o cultură de supermarket. Ce îți oferă doar ceva ca să fii mai deștept. Când calculatorul îți este și mamă, și tată, prieten, unchi, frate și soră, tu ai o problemă majoră și vezi că ți ameniți viitorul, da. Când ai de învățat calculatorul, nu poate înlocui învățătorul sau magistrul care asupra vieții a reflectat mai mult de butonat. Revin la iubire, captiv și în mileniul 3. Încerc de vrajă și cu dorul în piept, etern îndrăgostit rămâne, asemenea captiv în orice moment sub ochii verzi ai unui zâne. Orgoliul său e asemenea cu cel al lui Narcis. În pragul ușii el închipuit tăinuit, așa. Și crede că ca alt semen când va urca în paradis, dar visul său rămâne aproape uit. Ca trene poliere înșiră peste ani și strunele chitarei sunt zglobii. Pe ce vorbește lumea nu dă un ban, căci el e în castelul eternei bucurii. Se duse un mileniu iubitor și un altul vine iară. Și în 2025 potirul ridicăm de vrei. Și numele și faină o să piară. Iubirea însă va veni și în mileniu. Să un pic poezia în notele foame cu muzica și l avem aici pe domnul Stanionel din cenacul de la București, Metafore Economicele și o să ne cânte că tot a fost și domnul profesor ieri, domnul profesor a fost ieri sărbătorit și să-i mulțumim pentru poezie și pentru că e mereu activ între noi. Mai ridicăm o melodie. Da, mă numesc Ionel San, sunt din Comănești, fac parte din grupul de literatură și artă Metafore Comăneștene și sunt solist vocal și instrumentist din acordeon. Am vârsta de 69 de ani, peste 60 de ani